Slăviți să fie Domnul! În dimineața aceasta am vrea să citim câteva versete din Luca, capitolul 12, versetul 35. Luca 12, începând cu versetul 35. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească, fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Părinte Sfânt care ești în cer, venim, Doamne, înaintea Ta și Te rugăm pe Tine, Doamne, Tu să ne vorbești în dimineața aceasta. Te rugăm, Doamne, să ne dai cuvântul Tău la fiecare în parte, Doamne. Ajută-ne să înțelegem voia Ta și ajută-ne să o împlinim și ajută-ne să fim gata oricând pentru întâmpinarea Fiului Tău, Iisus Hristos. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm și îți mulțumim. Amin. Luați loc. Din textul citit, probabil că vă dați seama care este subiectul, nu? Subiectul este despre veghere. Și vegherea este un lucru extraordinar de important, mai ales în vremuri ca acestea. Ce înseamnă să veghem? Să nu dormim în primul rând. Să fim pregătiți. Să privim spre țintă. Și probabil cel mai bun exemplu este cei care fac armată. Ce-ar face cei care fac armată dacă ar dormi acolo? Dacă n-ar veghea? Dacă n-ar fi atenți când vine dușmanul? Avem și noi un dușman? Chiar mai mulți. Aș vrea să vă întreb, credeți că este vreunul din noi care este scutit de cel rău? Credeți că este vreo zi în care cel rău să nu încerce să ne zdrobească? Planul lui este unul singur. În primul rând, să ne ispitească. În al doilea rând, să ne înșele. În al treilea rând, să ne doboare. Să ne descurajeze. Să ne facă să uităm că avem un Dumnezeu viu și adevărat. Când a reușit, e liniștit. Credeți că cei care sunt ai lui are vreo problemă cu ei? Nu. Cât timp sunt ai lui, el e liniștit. Când unul singur din cei care sunt ai lui va încerca să se întoarcă la Dumnezeu, ce credeți că începe? Un război spiritual. Și acel război este de fapt războiul nostru în fiecare zi. Aș vrea să înțelegem. Viața este o luptă și lupta nu-i ușoară. Noi suntem prea slabi ca să putem să ne luptăm cu cel rău. Numai Duhul lui Dumnezeu care este în noi poate să ne întărească, să ne ajute să rămânem în picioare înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus va veni și am ascultat o predică nu prea de mult, cât de aproape e venirea Domnului. Este atât de aproape încât noi suntem total inconștienți. De ce spun total inconștienți? Că dacă am fi conștienți, ne-am apropiat de Dumnezeu. Am veghea ca niciodată în zile ca acestea. Spunea cel care predica, era un evreu, spunea așa,
Domnul Iisus Hristos a spus, priviți la smochin. Când începe să înfrăgezească, știți că vara este aproape. Luați exemplu de la el. Și a mai spus un lucru. Nu va trece generația aceasta până când toate celelalte lucruri se vor împlini. Smochinul a început din nou să înfrăgezească, să înfrunzească în 1948. Oare cât poate să mai fie o generație după 1948? Nu va trece generația aceasta până când toate aceste lucruri se vor împlini. Oare cum trebuie să fim noi într-o vreme ca aceasta? Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Ferice dacă vom vechea înaintea lui. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În primul rând, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu este Cel ce veghează asupra oamenilor ca să-i ocrotească și să le poarte de grijă. Veghem sau nu veghem, noi mai și dormim, nu? Și odihna este absolut necesară. Cineva zicea, mulțumesc lui Dumnezeu că El nu doarme. El nu doarme. Totdeauna El are ochii deschiși asupra noastră. Chiar și atunci când noi dormim, El, Dumnezeu, veghează asupra noastră. Și am ca exemplu din Sfânta Scriptură, în sensul acesta, din Iov, capitolul 29, începând cu versetul 1. Iov a luat din nou cuvântul în pilde și a zis, oh, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele în care mă păzea Dumnezeu, când candela Lui strălucea deasupra capului meu și lumina Lui mă călăuzea în întuneric. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când Cel Atotputernic era încă cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu, când mi se scăldau pașii în smântână și stânca vărsa lângă mine pâraie de unde lemn. Oare cum suntem noi în zile ca acestea? Când Dumnezeu veghează asupra noastră, când putem să spunem și noi cu toată inima, ni se scaldă pașii în smântână și lângă noi sunt pâraie de unde lemn. Ce mare-i Dumnezeu! El veghează asupra noastră și ne poartă de grijă în fiecare zi. Slăvit să fie numele Lui! Psalmul 127 zice, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Și dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Psalmul 146:9, probabil că ăsta e cel mai potrivit pentru noi. Domnul ocrotește pe cei străini, sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Înainte ca Dumnezeu să ne ceară nouă veghere, El este Cel care veghează asupra noastră. Veghează și ziua și noaptea. Veghează și atunci când ne merg lucrurile bine, și atunci când ne merg lucrurile rău, și atunci când suntem în suferință, și atunci când suntem în sănătate. El veghează în fiecare zi asupra noastră. Slăvit să fie numele Lui! Minunat este să avem un Dumnezeu care veghează asupra noastră și care ne păzește în fiecare zi. Căci cel viclean caută să ne înghită, caută să ne zdrobească, caută să ne muște, să ne ispitească în fiecare zi. Domnul veghează asupra oamenilor și îi pedepsește pentru fără de legile lor. Dar în același timp, El veghează și pentru ridicarea lor. Ieremia 31:27. Iată vin zile, zice Domnul, când voi însămânța casa lui Israel și casa lui Iuda cu o sămânță de oameni și o sămânță de dobitoace. Și ascultați acum, și cum am vegheat asupra lor? Ca să-i smulg?
să-i tai, să-i dărâm, să-i nimicesc și să le fac rău. De ce? Pentru că s-au depărtat de Dumnezeu. S-a depărtat de Dumnezeu. Și exemplul cel mai potrivit este, sunt cei 40 de ani în pustie. Dumnezeu n-a îngăduit ca oamenii care s-au depărtat de El să intre în țara promisă. Și tot așa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc și să-i sădesc, zice Domnul. Se spune că în anul 1948, când Israel a luat din nou ființă, majoritatea pământului care l-a ocupat ei era mai mult pustiu. Probabil că mulți au zis, ial, cum este astăzi? O grădină a lui Dumnezeu. Au ajuns să hrănească pe mulți din alte țări. Și binecuvântarea este peste ei. I-a pedepsit Dumnezeu când i-a împrăștiat peste tot, când i-a dus în Babilon, când i-a dus în Asiria și în alte țări, când i-a împrăștiat în toată lumea aceasta, i-a pedepsit, a vegheat ca să-i pedepsească. Dar și-a împlinit și cuvântul acesta, voi veghea spre lor ca să-i zidesc și să-i sădesc. Amin. Dumnezeu este Cel care lucrează și care veghează și asupra oamenilor care se depărtează de calea Lui și asupra celor care vrea să-i aducă înapoi. Dumnezeu nu face niciun lucru care să nu aibă un scop divin. Atunci când i-a împrăștiat pe toți, când i-a pedepsit, i-a pedepsit pentru un singur lucru, ca ei să se întoarcă. Și înainte ca să-i pedepsească, înainte ca să le facă rău, cum zice aici, le-a trimis proroci, le-a trimis cuvântul Său. A încercat cu tot ce a putut Dumnezeu să-i facă să se întoarcă la calea Lui. No. Știți ce ziceau oamenii? Ziceau, veghem să împlinim juruințele care sunt împotriva lui Dumnezeu. Și prin aceasta au atras pedeapsa lui Dumnezeu. Vă dați seama ce înseamnă chestia asta? Haideți să citim Ieremia 44, începând cu versetul 25. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Voi și nevestele voastre ați mărturisit cu gurile voastre și ați împlinit cu mâinile voastre ce spuneți. Ia să vedem ce spuneau. Vrem să împlinim juruințele pe care le-am făcut, să aducem tămâie împăratului cerului și să-i turnăm jerfe de băutură. De aceea, acum, după ce v-ați împlinit juruințele și v-ați înfăptuit făgăduințele, ascultați cuvântul Domnului, voi toți cei din Iuda care locuiți în țara Egiptului. Iată, jur pe numele meu cel mare, zice Domnul, că numele meu nu va mai fi chemat din gură, de gura niciunuia din oamenii din Iuda. Și în toată țara Egiptului niciunul nu va zice, viu este Domnul Dumnezeu. Iată, voi veghea asupra lor ca să le fac rău și nu bine. Și toți oamenii lui Iuda care sunt în țara Egiptului vor fi nimiciți de sabie și de foamete până vor pieri de tot. De ce? Pentru că au făcut juruințe să nu-i slujească lui Dumnezeu și s-au ținut de ele. Groaznic! Dumnezeu îi scoate cu mână tare din țara Egiptului. Dumnezeu îi face să vadă minuni peste minuni. Și ei vor numai să facă ce vor ei. Ce fac neamurile. Se întorc cu spatele spre Dumnezeu și merg din ce în ce mai rău și din ce în ce mai departe. Și nu vor să audă de niciun proroc al lui Dumnezeu. Nu vor să audă de nicio chemare a lui Dumnezeu. Ei vor doar să-și împlinească făgăduințele care le-au făcut pentru ei. Haideți să ne întoarcem puțin la noi acum. Primul lucru este, Dumnezeu vrea să veghem asupra legămintelor și a promisiunilor făcute. Ok? Avem un exemplu în Biblie, Iacob și Laban. În toate neînțelegerile care au
intervenit între ei. În cele din urmă, ei se hotărăsc să facă o înțelegere de pace, un legământ de pace. Geneza 31:49. Se mai numește și Mițpa, care înseamnă veghere, pentru că Laban a zis: Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta când ne vom pierde din vedere unul pe altul. Și Laban zice: ce înseamnă dragostea de tată? Dacă vei asupri pe fetele mele și dacă vei mai lua și alte neveste în afară de fetele mele, ia bine seama că nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine și tine. Laban a zis lui Iacov: iată movila aceasta și iată stâlpul acesta pe care l-am ridicat între mine și tine. Movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta și nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Dumnezeul lui Avram și al lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor, să judece între noi. Iacov a jurat pe acela de care se temea Isaac. Sunt multe promisiuni care le facem și legăminte care le facem în lumea aceasta. Aș vrea să vă întreb, când ați făcut un legământ scris acolo că veți plăti datoria la casă, cum e? Vă țineți de ea? Trebuie, nu? De ce? De ce? Nu-i mai bine să nu mai plătești banii? Legământul este că dacă nu plătești, îți ia casa înapoi și nu-ți mai dă niciun ban înapoi din ce ai plătit. Ah, interesele noastre, nu? E bine să ne ținem legămintele care le-am făcut. De multe ori facem legăminte cu, sau înțelegeri cu vecinii noștri, cu poate cei din biserică sau trebuie să ne ținem de ele. Nu lăsați promisiunea făcută să nu fie împlinită, căci Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. Cuvântul Dumnezeu zice chiar mai mult, dacă ai făcut o promisiune în paguba ta, care îți dai seama că te-ai grăbit și ai făcut-o în paguba ta, împlinește-o chiar și pe aia. Mai bine să o împlinești, să împlinești ce ai promis, decât să nu împlinești. Și zic eu, mai bine nu facem legăminte, nu facem promisiuni, decât să nu le împlinim după aceea. Un alt legământ care este probabil dintre cele mai importante în viața noastră este legământul căsătoriei. Legământul căsătoriei nu este o joacă. Probabil că mulți au zis, băi, am crezut că e altfel băiatul acesta, am crezut că e altfel fata aceasta. M-am grăbit, dar nu mai-mi trebuie. No. Este un legământ care trebuie păstrat și lucrurile trebuie rezolvate dacă sunt probleme. Legământul trebuie împlinit. Dumnezeu privește spre legămintele noastre. Dumnezeu îi pasă de legămintele care noi le-am făcut. Mai este cuvântul acela, ce am legat noi pe pământ, este legat și în cer. De aceea să luăm seama. Sunt într-adevăr de multe ori situații care ne depășesc. Nu mai depinde noi. Nu mai depinde noi, dar cât depinde noi să ne împlinim legămintele. Un alt lucru de care Biblia ne cere să veghem este să veghem asupra gurii noastre. Psalmul 141:3. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele. Nu mi-abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate împreună cu oamenii care fac răul și să nu mănânc din ospețele lor. Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele. V-ați gândit vreodată unde ar fi noi, fiecare în parte, dacă n-am fi spus anumite lucruri atunci când n-a trebuit? Dacă am fi tăcut măcar.
Nu zic să fi spus lucruri frumoase și bune, constructive, ziditoare. Dar dacă am zis ceva care nu a trebuit și apoi ne-a părut rău, cum este? Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea pricepere, să ne dea dragoste și ori de câte ori ne deschidem gura, să o deschidem cu înțelepciune. Chiar în relațiile noastre, care poate nimeni nu le știe decât cei din casa noastră. Să avem grijă. Recunoaștem că am greșit? Toți, poate, într-un fel sau altul, în relațiile noastre, chiar din casa noastră? Absolut. Și dacă n-ar fi să ne iertăm unii pe alții, probabil că ar fi vai și vai și vai și amar de noi. Dar am greșit, am greșit, am vorbit ce nu trebuie, am vorbit ce nu trebuie, haideți să ne iertăm unii pe alții și să ne străduim să facem ce trebuie, să vorbim ce trebuie. Mântuirea o primim în dar, da? Dar cei mântuiți au datoria să vegheze asupra căilor lor ca o dovadă că ei sunt mântuiți. Trebuie să veghem asupra căilor noastre. Psalmul 50:23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și celui ce veghează asupra căilor lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Cât timp trebuie să veghem asupra căilor noastre, asupra gurii noastre? Tot timpul. Și este foarte important să ținem minte lucrul acesta. Vegherea este o datorie a fiecăruia din noi. Veghere asupra gurii, veghere asupra comportării noastre, asupra căilor noastre și apoi vine o altă veghere. Vegherea în rugăciune. Vegherea în rugăciune. De ce trebuie să veghem în rugăciune? De ce trebuie să stăm în rugăciune? De multe ori vin momente grele în viața noastră. Și Dumnezeu îngăduie asemenea momente grele, mai ales ca să venim la rugăciune, să veghem în rugăciune. Sunt mulți dintre noi, nu trebuie să ne uităm la alții, mulți dintre noi care ne rugăm foarte mult și foarte puternic, mai ales atunci când suntem în necaz, mai atunci când ne frământă ceva, când ne doare ceva. Vă ajuns aminte Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețimani? Fiul lui Dumnezeu cere să, oamenilor să vegheze în rugăciune împreună cu El. Da, păi noi. Și ce au făcut oamenii? Ucenicii au vegheat cât timp? Până au adormit. Și când au adormit, a venit Domnul la el și a zis, n-ați putut să vegheați măcar un ceas cu mine? Parcă când citim versetul acesta, stăm și ne gândim un ceas în rugăciune. Ia să ne întrebăm, eu și cu mine și cu dumneavoastră, de câte ori am stat un ceas în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu. Chiar și atunci când ne-a frământat anumite lucruri, chiar și atunci când ne-a durut anumite lucruri, am stat măcar un ceas înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune. Duhul e plin de râpnă, zicea Domnul Iisus, dar trupul, carnea, este neputincioasă. S-a comentat de multe ori în bisericile, mai ales cele penticostale, care zicem avem o oră de rugăciune. Și din ora aia de rugăciune v-ați gândit vreodată cât cap la cap ne-am rugat? Da? Nu prea mult. Vegheați în rugăciune. Rugăciunea este cea care ne apropie de Dumnezeu.
Rugăciunea este părtășia noastră cea mai directă cu Dumnezeu. Rugăciunea este aceea care ne ține pe noi în picioare. Efeseni 6:18 zice, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Zicea fratele Codruz la ora de rugăciune, n-aveți pentru ce să vă rugați? Cred că n-a avut suficientă inspirație, eu vă zic altfel. N-aveți pentru cine să vă rugați, rugați-vă pentru mine. Este așa de important să ne rugăm atât pentru noi și cei din casa noastră, cât și pentru cei care sunt în jurul nostru. Copiii lui Dumnezeu sau mai puțin copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să veghem în rugăciune. Mi-aduc aminte, aveam în București o soră, sora Ecaterina, care, sora asta, știți ce făcea? Fiecare dimineață mergea în parc și în timp ce mergea prin parc, se ruga. Au văzut-o frații din biserică. Bă, ce face sora Ecaterina în parc? Vorbește de una singură? Nu, mă rog. Sunt oameni care, într-adevăr, au înțeles ce înseamnă rugăciunea. Și apropo de sora aceasta, când cei de la departamentul cultelor au cerut la păstorul bisericii să-i dea lista celor care sunt în cor. Păstorul a zis, cred că ați înțeles greșit, eu sunt păstorul bisericii. Nu, trebuie să aduci lista. Și a venit păstorul la repetiția de cor și a zis, fraților, departamentul mi-a cerut lista coriștilor. Uite aici hârtia, cine vreți, puneți-vă pe ea, cine nu, nu. Cine credeți că a fost prima persoană care și-a scris numele acolo? Sora Ecaterina. A fost cea care a încurajat și pe ceilalți și în cele din urmă toți și-au pus numele pe hârtia aceea. Păstorul a pus hârtia în buzunar și aștepta să-i o ceară departamentul cultelor. Probabil departamentul cultelor a auzit ce s-a întâmplat la repetiția de cor și nu i-a mai cerut-o niciodată. De ce trebuie să mai veghem? Trebuie să veghem în vederea așteptării Domnului Iisus Hristos. Și aici avem pilda celor 10 fecioare care ne este foarte cunoscută. Toate au trebuit să vegheze în așteptare, nu? Stăm și ne gândim dacă au adormit toate. Care a fost diferența între unele și celelalte? Tind să cred că vegherea a fost nu în timpul somnului. Vegherea a fost înainte ca să doarmă. Și pentru că au vegheat înainte ca să doarmă și pentru că au avut ulei în candelă, au fost pregătite. Au putut să se odihnească în liniște. Și ce s-a întâmplat? Domnul Iisus Hristos a venit în momentul care nu s-a așteptat. Așa cum am citit în versetul care din Luca. Domnul Iisus va veni atunci când nimeni nu ne vom aștepta. Mai mult decât atât, încercăm să vedem care sunt semnele venirii Domnului. Nu? Și de multe ori recunoaștem, suntem foarte, foarte aproape. Dar cum stăm cu vegherea? Am aflat! Venirea Domnului e foarte aproape. Și ce am făcut? Nu prea mult. Fie ca Domnul să ne cerceteze într-o zi ca aceasta. Cele 10 fecioare, da? 5 au fost gata, 5 n-au fost gata. 5 au intrat la nuntă cu mirele. Și 5? Care a fost deznodământul? Plâns? Remușcare? Pentru o veșnicie întreagă. Căci ușa nu li s-a mai deschis. Vă dați seama ce înseamnă lucrul ăsta? 10 stau și așteaptă, 5 sunt pregătite, 5 nu sunt pregătite, 5 intră la nuntă și 5 nu mai au o ușă deschisă veci. Aceasta trebuie să ne pună pe gânduri.
mijlocul să vă fie încins și făclile aprinse, zice în Luca 12:35, versetele care le-am citit. Fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. Fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. Fie ca Domnul să ne dea înțelepciune și putere. Sincer vă spun, personal, nu pot să mă pregătesc singur. Sunt slab. Dar numai puterea lui Dumnezeu care este în noi poate să ne pregătească pentru întâlnirea cu Domnul. Dacă eu mă bazez numai pe puterile mele, pe înțelepciunea mea, pe hotărârile mele, s-ar putea, adică, probabil că noi asta vă dați seama, nu merge. Nu merge. De aceea avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. De aceea avem nevoie de veghere în rugăciune. Să stăm înaintea lui Dumnezeu, să cerem totdeauna putere, să cerem totdeauna biruința și ajutorul. Trebuie să veghem asupra sufletelor noastre. De ce? Este așa de ușor să adormim, spiritual vorbind. 1 Corinteni 16:13, vegheați, dar vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Vegheați, fiți tari în credință, oameni, întăriți-vă. De ce e nevoie să fim tari în credință? Vor fi momente când numai credința ne va mai ține. Ochii nu vor vedea biruința de niciun fel. Și interesant este că cei care au fost tari în credință, cei care s-au întărit în credință, au avut biruința în cele mai dificile situații din viață. Aș vrea aici să fac o mică paranteză. Trebuie să vegheze numai cei tineri, că viața le stă în față și vor avea multe de întâmpinat în viață și nu au experiență de ajuns? Nu. No. Trebuie să vegheze numai cei bătrâni, că au copii și au nepoți și... Nu. No. Vegherea este pentru toți. Și aș vrea să îndemn mai ales pe cei care sunt mai tineri. Învățați vegherea înaintea lui Dumnezeu. Asupra gurii, asupra căilor noastre, asupra rugăciunii, totdeauna stați în veghere, că nu vă va pare rău. Cei care au stat în veghere înaintea lui Dumnezeu, cei care au stat, care este cuvântul steadfast, care au stat statornici, Dumnezeu i-a binecuvântat. Chiar și atunci când ni se pare că totul este pierdut, Dumnezeu este Cel care nu ne lasă și care ne binecuvintează. Și de multe ori vedem cum Dumnezeu lucrează într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Și de multe ori lucrează altfel decât ne gândim noi. Noi ne facem planurile, zicem, Doamne, asta vreau, te rog, te rog, te rog, te rog, fă așa cum vreau eu. Și de multe ori Dumnezeu face exact altfel. Și poate prima reacție este să ne pară rău, să plângem, să ne văităm, dar trece timpul și apoi ne uităm în urmă și zicem, Doamne, mulțumesc că nu m-ai ascultat atunci. Vegheați asupra sufletelor voastre pentru că este ușor de adormit. Știți ce zice Efeseni 5:14? De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. S-ar putea să ajungem la concluzia că dintr-un motiv sau altul, nu mai suntem unde trebuie să fim. Ce facem? Am alunecat. Ne simțim goi, ne simțim
de partea Dumnezeu. Nu mai este prezența lui Dumnezeu în noi, zicem noi. Cuvântul zice, deșteaptă-te. Deșteaptă-te, scoală-te. 1 Tesaloniceni 5 cu 6, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji, căci cei ce dorm, dorm noaptea. Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar voi, care sunteți fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Dumnezeu nu ne-a rânduit la pe nimeni, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Să nu creadă cineva, am făcut știu eu ce trăznaie și de acum încolo, that's it. Mai sunt alții care, în disperarea lor, spirituală vorbind, în disperarea lor, au făcut chiar un legământ înaintea lui Dumnezeu și, Doamne, dacă mai fac o dată chestia asta, știi ce? Ia-mi viața. Și când a făcut din nou, s-a găsit descurajat, amărât, și-a pierdut pacea, și-a pierdut liniștea și probabil zicea, eu am cerut-o. Acum, ce să mai fac? Știți care este minunea? Știți care este minunea? Că Dumnezeu nu ia seamă la un asemenea legământ. Și că Dumnezeu are milă. Și atunci când Dumnezeu vorbește, și ce spune? Fiul meu, fiul meu, îți dau pacea. Te ridic. Nu sta acolo. Fiul risipitor. Luați exemplul lui. N-a mai avut nicio speranță că tatăl va mai primi ca fiu. S-a gândit că poate, poate, nici el nu era sigur. Poate îl va primi ca rob. Că tot era mai bine ca rob decât liber la porci. Dar tata nu l-a primit ca rob, ci l-a primit ca fiu. Aș vrea, dacă e vreunul descurajat, dacă vreunul crede că nu mai are trecere înaintea lui Dumnezeu, priviți la Fiul risipitor și priviți la Tatăl. El este acela care primește pe toți, care ne primește chiar și atunci, când ajungem la disperare. El ne ridică și ne îmbracă cu putere. Mi-am adus aminte la canărie că am avut un băiat care am fost destul de aproape cu el așa, care nu știu care a fost, din ce familie venea sau, dar în orice caz căzuse foarte rău. Ajunsese așa de dependent de droguri încât la un moment dat a ajuns disperat. Nu știu cum s-a întâmplat că un alt frate din biserică l-a întâlnit, era vecin, nu știu exact cum s-au întâlnit, dar în orice caz l-a dus la casa lui Dumnezeu. Și n-a trecut mult când el s-a hotărât pentru Dumnezeu. Și toate lucrurile ei s-au schimbat. În cele din urmă a zis, un singur lucru mai vreau de la Dumnezeu. Zice, să am un job white shirt în office. Dumnezeu le-a dat și pe ăla. Dar, după o vreme, a făcut ce a făcut și s-a întors la de lui. Și fiind oarecum mai apropiat cu el, am încercat să iau legătura cu el, să l-am mai căutat. În cele din urmă, după mulți ani, s-a întâmplat că o soră din biserică a avut distrofie musculară și a murit. Și el era foarte bun prieten cu familia asta. De fapt, cu soțul ei, la sora care a murit, prin el a venit la casa lui Dumnezeu. Și l-am văzut din nou și a zis, Stan, ceva Stan? Unde? Care e treaba? Cum e viața ta? Zice, mă strădui să vin înapoi și Dumnezeu încă are milă de mine. Am zis, wow! După ce Dumnezeu i-a dat tot ce a vrut, după ce s-a întors înapoi la ale lui,
Dumnezeu încă i-a mai dat o șansă. Ce mare este Dumnezeu! Ce bun este Dumnezeu! Ce minunat este să fim copiii Lui, să fim în prezența Lui, să mergem la El atunci când nu mai avem la cine să mergem. În privința vegherii, aici probabil că este un lucru care ne privește mai puțin pe noi în general, vegherea păstorilor asupra turmei peste care i-a pus Dumnezeu. Păstorii au datoria să vegheze ca să protejeze turma. Evrei 13:17, ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele. Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Niciodată nu am fost genul care să perii pe cineva. Deci să nu mi-o luați în nume de rău. Dar este mai de folos să ajutăm păstorul să... Că el are răspundere mare. Foarte mare. Cuvântul spune, are răspundere asupra la toate sufletele care sunt în biserică. Și cred că orice păstor, atunci când a acceptat să fie păstor, știe lucrul ăsta. Spre rușinea noastră, aș putea să spun, în general, păstorii au atâtea lovituri din partea oilor. Deși un păstor, în general, în lumea fizică, nu prea are treabă cu oile, că oile trebuie să asculte de el, că dacă nu ascultă, vai de ele. Nu este de niciun folos, zice aici, dacă îi facem probleme păstorului. Indiferent cine ar fi el. Și trebuie să recunoaștem că de multe ori, chiar poate fără să ne dăm seama, am făcut rău păstorului. Tot păstorii și toți cei care slujesc în casa lui Dumnezeu trebuie să vegheze asupra învățăturii pe care o dau turmei. Învățătură sănătoasă care să ajute la creșterea spirituală a bisericii. 1 Timotei 4:16. Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, zicea apostolul Pavel lui Timotei. Stăruiește în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Să luăm seama la învățătura pe care o împărțim în casa lui Dumnezeu și la învățătura la care suntem deschiși ca să ascultăm. Este foarte posibil că, ca de multe ori, datorită unei învățături, oamenii să ajungă să se rătăcească de la calea lui Dumnezeu. Învățătura este foarte importantă, doctrina, cum îi zice altfel. Dacă învățăm o doctrină sănătoasă, o învățătură sănătoasă, biserica crește spiritual și ajută, din punct de vedere spiritual, biserica. Este așa de important să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă sunt lucruri care... Și poate să fie, care nu suntem de acord unii cu alții. Este mai bine să cercetăm, să ne rugăm și Dumnezeu să ne dea lumina de sus ca să înțelegem care este adevăratul sens. Ca nu cumva să credem că este o învățătură sănătoasă și care de fapt se ne ducă unde nu trebuie. Și ultima veghere care... O am notat aici și aș vrea să înțelegeți că nu le-am spus pe toate. Pentru că sunt mult mai multe lucruri asupra cărora noi, ca oameni credincioși, trebuie să veghem. Dar este important să veghem asupra mărturiei pe care o avem în mijlocul oamenilor. Diavolul și firea noastră ne îndeamnă numai la rău. Va încerca să ne înșele, să ne ispitească în slăbiciunile noastre, să ne facă să cădem în păcat. Și apoi cei din jurul nostru ce vor zice?
Tu zici că ești pocăit? Așa fac pocăiții? Creștinii? Așa fac creștinii? 1 Petru 5 cu 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi, ca voi. Mărturia pe care o avem înaintea oamenilor. Este cineva aici care n-a greșit înaintea oamenilor? Mai ales atunci când 8 ore, poate și mai mult, în fiecare zi, stăm la muncă cu alții, cu alții care vor avea, poate de multe ori, vorbe aspre, bagiocuri, chiar dacă nu știu că suntem credincioși. Sunt oameni care, asta le este felul, încearcă să facă pe alții să sufere. Și ce facem atunci? V-ați gândit vreodată că a tace într-un moment ca ăsta este mai mult decât orice? Nu mai zic că important ar fi dacă am putea să zicem ceva frumos și bun, ceva de zidire, ca oamenii să deschidă ochii și să zică, a-a. Aveam un coleg la când lucram, care de câte ori ne întâlneam, avea obiceiul să arunce câte o vorbă, numai să... Și mi-aduc aminte că nu mai știu ce a zis el atunci, dar eu atunci i-am zis, zic, ai dreptate. Și el foarte supărat pe mine, nu zi așa, zi altceva. Abia așteptam să zic și eu ceva mai departe, mai încurcat. Așa sunt unii oameni. Este așa de important mărturia pe care o avem înaintea oamenilor. Să nu vă mirați că de multe ori cei de afară încearcă să ne tragă de mânecă când nu facem ce trebuie. Când facem lucruri care și noi știm și ei știu că nu sunt după voia lui Dumnezeu. Mai ales când eram, de exemplu, în România și toată strada ne cunoștea cine suntem, nu? Și vecinii. Și la școală știau cine suntem. Că din pocăiți nu ne scotea nimeni. Când greșeam ceva, ei ne spuneau, mai zici că ești pocăit? Tu faci așa? În al doilea rând, mărturia noastră este, poate de multe ori, singura Biblie deschisă pentru copiii noștri, pentru vecinii noștri, pentru colegii noștri. N-am să mă duc cu Biblia să le spun... Hai, cine vrea să-i spună aici câte ceva? Nu. No. În primul rând, ei vor să vadă trăirea noastră, mărturia noastră. Ce facem când altul suferă? Zicem, păi, își merită soarta. Știm noi ce a făcut el. Aia nu e o mărturie bună. Ce mărturie avem față de cei din casa lui Dumnezeu care, poate, într-un motiv sau altul, au ajuns unde nu trebuie? Mărturia noastră este când mergem și îi ajutăm. Când îi ajutăm să se ridice. Ce mărturie este când cineva este în nevoie și eu pot să-l ajut cu ceva și nu-l ajut. Este așa de important să ajutăm pe cei ce sunt în nevoie, pentru că aceasta este o mărturie extraordinară din punctul nostru de vedere. Aduc aminte că mama nu era stau și mă gândesc că eram o familie destul de săraci, așa. Nu le dădeam noi seama atunci. Dar consider că eram destul de săraci. Și dacă mama nu putea să ajute prea mult pe vecinii ei, știți cu ce îi ajuta? Cu câte o farfurie de mâncare. Cum eram mulți copii și făceau o oală din aia mare, luau o porție și Sandule, ia du-te la Moșniculae. Du-te la Baba Tinca. Asta era mărturia ei. Mi-aduc aminte când veneau cu rufele să-i le spele. Că mama ajunsese să aibă mașină de spălat și nu mulți după stradă aveau mașină de spălat. Și erau oameni bătrâni care
nu-și mai permiteau să-și cumpere o mașină de spălat. Și veneau să le spele la mama. Mama le lua și le spăla rufele. Ba, alții zic, coanele nuțo, nu vrei să-mi faci și mie niște plăcintă nu știu de care? A, după aici că-ți fac. Și le făcea plăcinte. Stăteau, mă duc aminte, stăteau bătrânele lângă ea și ea stătea și le făcea plăcinte. Cu ocazia asta mai aveau ocazia să vorbească, dar le făcea plăcinte. Știți cum plecau oamenii? Erau o inimă deschisă ca niciunul altul. I-a spălat rufele, i-a făcut plăcinte, mama le ducea și câte o farfurie de mâncare. Am învățat de la mama. Și probabil că dacă nu mi-aș da seama că totuși eram destul de săraci și mama făcea lucruri de genul ăsta, ce putea să rămână de la o familie săracă haine ca să dea la alții? Ce putea să rămână? Că de multe ori le purtam până se rupeau. Știți ce făcea mama? Le cosea frumos, le spăla, le aranja și le trimitea la alții care ziceau mulțumesc. Dumnezeu este Cel care lucrează prin mărturia noastră, prin vorba noastră. Fie ca noi să fim oameni treji și care să veghem înaintea lui Dumnezeu. Să veghem la toate lucrurile pe care le-am menționat aici. Și nu ne va pare rău. Slăvit să fie Domnul! Mulțumim pentru cuvântul Lui și ne rugăm ca El să ne ajute să le împlinim. Și Cel ce l-a vestit și cei ce care l-au auzit. Amin. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you has told. Count your many blessings money cannot buy, your reward in heaven or your Lord on high. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend, help and comfort give you to your journey end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Proverbs 1:8-9. Listen, my son, to your father's instruction, and do not forget your mother's teachings. They are a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. Exodus 20:12. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land that the Lord has given you.
Proverbs 23:25. Let your father and your mother be glad, and let her who bore you rejoice. Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 31:25-27. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Proverbs 31:28-29. Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many daughters have done well, but you excel them all. Cuvânt pe acest pământ e frumos, curat și sfânt. Iubit. De la Abel până azi, tot copii într-un glas, vârstii dulce și mingași, mama. Mama, mama, mama mea, te iubesc și mult aș vrea să trăim până-n cea zi când e va veni. Tu-mi ești comoara mea, cea mai luminoasă stea, mama, mama, mama mea. M-ai născut și m-ai crescut și m-ai spus să-l ascult pe Iisus ce mai muri pentru noi. Să fiu blând, curat și drept și astfel să fiu înțelept. Toată viața doar veni și o aștept. Mama, mama, mama mea, te iubesc mult aș vrea să trăim până-n cea zi când e va veni. Tu-mi ești comoara mea, cea mai luminoasă stea, mama, mama, mama mea. Mama, mama, mama mea, te iubesc și mult aș vrea să trăim până-n cea zi când e va veni. Tu ești comoara mea, cea mai luminoasă stea, mama, mama, mama mea. Happy Mother's Day! Amin!